veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie Domnul și Dumnezeul nostru. Vom vorbi despre Roboam și Abia sau Abiam, cum este numit în Unul Împărați, cei care au domnit peste cele două seminții rămase fidele scaunului Davidic, urmașului lui Solomon. Acești doi împărați au avut în viața lor atât stări și vremuri bune, cât și perioade de decădere. Chiar sub aceste două aspecte vreau să ne oprim în dreptul lor și am intitulat lecția aceasta A fi slab sau a fi tare. Mai întâi, prima parte, un tron și un popor slab. Gândiți-vă ce imperiu ca imensitate am putea spune față de perioadele precedente a dobândit Solomon de la tatăl său David. Ce glorie a urmat în perioada lui Solomon și dintr-o dată, în decurs de 3 zile, din 12 seminții au rămas 2. Dintr-un tron și un popor puternic, care în jur n-avea decât vasali, popoare care erau slabe și care le erau tributari, ei au devenit o țară cu un teritoriu restrâns și cu o populație mult mai mică. În 1 Împărați, capitolul 12, de la versetul 1, Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Însă, lucrurile n-au fost chiar atât de simple. În versetele următoare constatăm că a existat o opoziție în țară. Când a auzit lucrul acesta, Roboam fiul lui Nebat era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon și în Egipt locuia. Au trimis să-l cheme parte din popor. Atunci Roboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit. Citesc și versetul 20. Tot Israelul, auzind că Roboam s-a întors, au trimis să-l cheme la adunare și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Seminția lui Iuda a fost singura care a mers după casa lui David. Trebuie să admitem că de cele mai multe ori și în poporul Domnului a existat o opoziție. Uneori, opoziția a fost în genul Ahab-Ilie, când Ahab îi spune, tu nenorocești pe Israel. Dar în cazul acesta și în altele, cum am amintit și situația lui David, chiar dacă au fost oamenii lui Dumnezeu cei care conduceau, a existat un grup de oameni care vedeau altfel. Citesc și din altă parte a Scripturii, Ezra, capitolul 10, versetul 15. Momentul de după întoarcerea din robia babiloniană. Marea majoritate au hotărât să se sfințească, să respecte legea Domnului, în frunte cu Ezra și Nemia, și aici scrie că Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzia, fiul lui Tigva, ajutați de Meșulam și de Levitul Șaptai, au fost singuri împotriva acestei păreri. Ei n-au fost de acord cu lucrarea bună care se pusese la cale. În Noul Testament, în mod special la Pavel, întâlnim această permanentă opoziție. Dar eu citesc doar din 2 Timotei, capitolul 4, unde el scrie spre finalul vieții despre Alexandru Căldărarul, versetele 14 și 15, notând astfel, mi-a făcut, zice Pavel, mult rău, Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Trebuie să admitem că și în vremurile noastre, în biserici, din nefericire, și mai cu seamă când în societatea laică există această idee a democrației, există unii care o recunosc pe față că ei sunt în opoziție. Sunt unii ca și Alexandru Căldăraru, care sunt total împotrivă la orice. Adică din oficiu ei sunt pe invers. Sunt alții care sunt împotrivă doar la o anumită acțiune. Și între Pavel și Petru a fost o împotrivire când Petru a căzut în lațul fățărnicii. Scrie în Galaten 2, Pavel, i-am stat împotrivă. Dar aici
a fost o împotrivire spre corectare. De aceea, nu trebuie să admitem tot ce face cineva care conduce doar în virtutea faptului că conduce. Dar nici să fim împotrivă, pentru că altul conduce și nu conducem noi. Revenind la Roboam și Ieroboam, vreau să observăm altă problemă. Citesc de la versetul 4. Poporul a zis: Tatăl tău ne-a îngreunat jugul, acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El le-a zis: duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și au zis: ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei: dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le vei face ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau în prejurul lui. A existat o ruptură de ideologie, de păreri între cei bătrâni și cei tineri. Și iarăși în vremea noastră, problema aceasta în unele locuri este de o mare actualitate și de o mare durere. Nu este normal și nu este bine. Petru scrie despre unitatea care trebuie să existe între generații. Pavel și Timotei și alți tineri sunt un exemplu viu al legăturii care trebuie să se formeze și să rămână în mod indestructibil între cei bătrâni și cei tineri, dar aici vederile au fost diferite. Și cum era natural, dacă ne lăsăm în mod firesc, Roboam a ascultat de cei tineri. Este mult mai la îndemână să asculți de unul de vârsta ta decât de unul bătrân. Sau și invers, unul bătrân să vadă ca și alt bătrân, nu ca și cel tânăr. Însă aici vreau să sesizăm mai profund altceva. Roboam le-a cerut 3 zile pentru a le da răspunsul. Să observăm principiul celor 3 zile. El este un principiu cu largă întrebuințare în Biblie. 3 zile pentru consacrare, pentru sfințire. 3 zile de cerere specială înaintea Domnului, cazul Esterei. Dar aici am dat următoarea conotație celor 3 zile. O zi să consulți bătrânii, una să consulți tinerii și în cea de-a treia să-L întrebi pe Dumnezeu. Este normal să consulți părerile. Mai cu seamă dacă sunt mai multe. Mai cu seamă dacă vezi că există o opoziție. Nu trebuie nimeni să-și bată ideea lui în cuie și să creadă din oficiu că el s-a născut atot înțelept. Nu trebuie cei bătrâni să nu accepte ca și cei tineri să aibă o idee bună. Domnul Iisus a spus în Matei 13 că un gospodar bun care a învățat ce trebuie despre împărăția lui Dumnezeu scoate lucruri noi și lucruri vechi. Este normal să-i consultăm și pe unii și pe alții. Dar greșeala lui Roboam a stat în faptul că el nu l-a consultat pe Domnul. Nu și-a definitivat răspunsul prin rugăciune, prin a sta înaintea Domnului să vadă ce ar fi corect și drept și bun să răspundă. Și răspunsul a ieșuat. În urma răspunsului, fără altă luptă, împărăția s-a rupt. După ce s-a rupt, el a recurs la forță. Și citesc de la versetul 21. Roboam, ajungând la Ierusalim, a strâns toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin, 180.000 de oameni aleși, buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui Israel și să o aducă înapoi sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon. Conducerea fără Dumnezeu în forță n-are izbândă și este interzisă. Dacă și în Vechiul Testament era interzisă, dar în Noul Testament, forța nu este dată bisericii în mod fizic, nici să ții pe cineva cu forța sub stăpânirea ta, cu sila în biserică, nici să pedepsești pe alții care sunt de altă părere. Dumnezeu a spus prin prorocul Șemaia, de la versetul 24, nu vă suiți și nu faceți război fraților voștri, copiii lui Israel, fiecare din voi să se întoarcă acasă. De aceea să rețină și cei care sunt în frunte, nu mă refer numai aici, discutăm ca idee. Dacă undeva sunt și în opoziție, să rețină și aceia, în forță să-i unești și în forță să-i controlezi, nu este voia lui Dumnezeu. Și iată, dintr-o dată, cum spuneam deja în decurs de 3 zile, acea împărăție glorioasă, regatul lui David și al lui Solomon, a ajuns slăbit. 11:39. A fost o prorocie împlinită. Voi smeri prin aceasta sămânța lui David.
dar nu pentru totdeauna. 24, partea finală. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Domnul a îngăduit să decurgă lucrul în așa fel încât ei să fie smeriți, să-și piardă marea parte din împărăție și să se întoarcă acasă, cu capul plecat. Vreau să observăm un alt moment, o altă fază care este foarte caracteristică ideea acestea de slăbire a împărăției. Fiindcă și astăzi, privind în mod practic, au fost unele biserici puternice. Eu cunosc mai îndeaproape în zona de unde vin. Au fost biserici în glorie, gloria Domnului evident, dar veneau oamenii, se pocăiau, creșteau oameni în mod spiritual, era binecuvântare și unele biserici în scurt timp s-au prăbușit și au rămas reduse ca volum, ca și putere. Și tot în ideea aceasta a slăbirii, vreau să deschidem data aceasta la 2 Cronici 12 și citim de la versetul 1. Când s-a întărit Roboam în domnie, și ca să înțelegem mai bine, cronologii lucrurile au stat astfel. Când a fost să ne staleze împărat, a făcut gafa asta de care am vorbit până acum și dintr-o dată din 12 seminții au rămas două. A urmat o perioadă de progres spiritual, despre care vom vorbi imediat, și în culmea acelui progres, din acel moment, urmează ce vă citesc. Când s-a întărit Roboam în domnie și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. Aici fac o mică paranteză. Scrie în versetul 17 că timp de 3 ani a umblat în calea lui David și a lui Solomon. Și până la 5 ani n-au venit represalele din partea Domnului. Deci 3-5 ani asta înseamnă vreo 4. Aș zice eu, făcând o comparație, chiar dacă cu un ordin arbitrar, pentru vremea de acum e un mandat. Dacă într-un mandat urci sau cobori, Dumnezeu poate să țină cont de tine, să te ajute mai departe sau să nu te mai ajute, să te înlăture sau să te susțină. Și Isaac a venit pentru că păcătuiseră împotriva Domnului. Avea cu el 200 de cară și 60.000 de călăreți și împreună cu el au venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni, sucieni și etiopieni. A luat cetățile întărite ale lui Iuda și a ajuns până la Ierusalim. Și versetul 9. Și Isaac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, deci după ce a cucerit mai multe orașe din teritoriu, a luat vistieriile casei Domnului și vistieriile casei împăratului, a luat tot, a luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Rețineți, pierderea valorilor sfinte te face sărac. Deși ajunsese din nou în glorie, fiindcă au părăsit legea Domnului, dintr-o dată a venit o altă slăbire peste ei și Dumnezeu i-a redus la tăcere, aproape de tot. Și vreau să citim din Apocalipsa capitolul 3, fiindcă istoria se repetă. Aici avem imaginea Laodiceei, biserica ultimă, de la versetul 17. Identica și la Roboam, ajuns în putere, scrie aici, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și ceea ce s-a întâmplat atunci în plan fizic se repete acum în plan spiritual și uneori chiar fizic. Dumnezeu dă binecuvântare și oamenii când ajung la bine uită și la nivel de biserici legea Domnului uneori nu mai este păzită și atunci își pierd valoarea spirituală. Apoi pierderea valorilor materiale este doar o chestiune de procedură. Și a rămas iarăși Roboam sărac, dar mult mai sărac decât înainte. Înainte rămăseseră două seminții întregi, Ierusalimul intact, templu complet, acum nu mai avea cetăți, Ierusalimul capitală era prădată, vistieriile casei Domnului, pe care le umpluse David cu atâta dragoste, au fost acum golite de egipteni. Parcă și-a luat satana revanșa față de momentul ieșirii din Egipt, când evreii au luat aur de la egipteni, au venit egiptenii să le ia aurul înapoi. Și lucrul acesta se poate produce la nivel de biserică sau la
nivel de familie sau la nivel de individ. Mulți ajung în putere, dar în acel moment abandonează sfințenia cuvântului Dumnezeu și nu urmează altceva decât inevitabil prăbușirea. Revenim în 2 Cronici 12 și citim de la versetul 6. Căpetenile lui Israel și împăratul Roboam s-au smerit și au zis: Domnul este drept. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia: s-au smerit, nu-i voi nimici. Nu voi zăbovi să le vină în ajutor și mâna mea nu va veni asupra Ierusalimului prin Șișac. Dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări. Pocăința, chiar dacă este târzie, să nu fie prea târzie, aduce salvarea, dar rămâi afectat, rămâi cu pedepse și rămâi slăbit. Cine cade nu va mai fi același ca înainte. Samson a prins iarăși puterea cu vremea, dar până să prinde iarăși putere să-i crească părul, a învârtit mult la rișniță, a suferit mult. Cei care au avut căderi și se pocăiesc într-un timp de har, o extensie a bunătății lui Dumnezeu, pot să fie reprimiți, nu vor fi radiați total din împărăția lui Dumnezeu, dar își vor suporta pedepsele, consecințele păcatului lor. Hai să citim din Noul Testament, ca să fim cât mai actuali, în 1 Corinteni 5. Scrie despre un om care a căzut în adulter și de la versetul 4, Pavel zice: în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. După cum evreii au fost lăsați pe mâna lui Șișac, așa aici, carnea, trupul, a fost dat spre lovire, spre biciuire, pe mâna diavolului. Dar a mai existat încă o șansă pentru suflet, să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu știm exact în ce a constat pedeapsa, cât a durat, dar scrie apoi în 2 Corinteni 2 despre unele situații sau despre una din cele multe din Corint. 2:5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Deci când cineva păcătuiește, în primul rând se întristează Dumnezeu, dar și cei care sunt în slujbă și toată comunitatea ar trebui să fie indignată în fața unui păcat. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați, să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gândul să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu în adevăr ce am iertat eu. Dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. În mod sigur, Șișac, împăratul Egiptului, și-ar fi dorit să desfințeze statul și să devină Canaanul evreiesc ca o provincie egipteană. Dar Domnul, deși i-a dat biciul în mână să-i bată pe evrei, l-a oprit, l-a limitat ca și în cazul lui Iov. Doar atât te las să-i apeși. Fiindcă ei s-au smerit în vremea aceea. S-au pocăit, am putea spune, în înțelesul nostru. Revenind la 2 Cronici 12, avem aici o imagine foarte sugestivă de la versetul 9. Citim începând cu partea a doua versetului. A luat scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grijă căpetenilor alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alergătorii veneau și le purtau înaintea lui, apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Imaginați-vă, mergea împăratul la casa Domnului, din palat la templu. Alergătorii, ca o gardă, într-o parte și alta, erau cu scuturile de aur. Totul sclipea. Le-a luat împăratul Egiptului și pe astea. Și ca să salveze oarecum situația, Roboam a făcut în locul lor altele de aramă. Și arama seamănă pentru mai puțin cunoscători în domeniu oarecum cu aurul, dar nu-i aur. Adică, datorită păcatului lor, de la aur s-au degradat până la aramă. De pe locul întâi au căzut pe locul trei. Iată cum au fost taxați de Dumnezeu. Și sunt biserici, și eu cred și lucrători,
pe care Domnul i-a îmbrăcat cu slavă, cum zice Pavel în Corinteni, că dacă era slăvită slujba Vechiului Testament, cum n-ar trebui să fie mai slăvită cea a Noului Testament? Și drumurile lor, și lucrarea lor, și prezența lor la casa Domnului, sau chiar biserica în sine, templu, deși ar fi trebuit să fie cu slavă, să se arate acolo slava lui Dumnezeu, să fie un lucru de cinste pentru Domnul și pentru mântuirea oamenilor, datorită căderii poporului, își pierde strălucirea, își pierde valoarea și rămâne la o strălucire inferioară. Aparent se încearcă să se dea o strălucire care să seamăne cu cea din tâi, dar nu mai seamănă. Este pierdută valoare. Rețineți acest prim punct. Printr-o împărăție așa slăvită, așa extinsă, s-a ajuns la un mic regat, fiindcă n-a întrebat pe Domnul, nu s-a consultat cu Domnul, au făcut de capul lor și au crezut că în forță pot să stăpânească și au pierdut. Apoi, din strălucirea aurului de la templu și din gloria la care ulterior Domnul îi îngăduise să ajungă, a pierdut tot, inclusiv fastul templului, și a ajuns sărac și a încercat să imite slava de odinioară datorită păcatului. Trecem la punctul 2, un împărat și o împărăție puternică. Și partea aceasta aș dori să se împlinească cu privire la biserici și la noi. Mai întâi ne oprim în dreptul lui Roboam. 2 Cronici 11, de la versetul 4. Partea a doua. Ei au ascultat de cuvintele Domnului, deci n-au mai făcut război, atunci la dezbinare, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Roboam. Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăți întărite în Iuda. A zidit Betliemul, Etamul, Tecoa, Betsur, Soco, Adolam, Gat, Mareșa, Zif, Adoraim, Lachis, Azeca, Tsorea, Aialon și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin și a făcut din ele niște cetăți întărite. A urmat o prosperitate. Și acele două seminții slabe, dintr-o dată, au început să progreseze. Fiindcă ei s-au ținut de Ierusalim. Prosperitatea Ierusalimului a fost dată de ascultarea lor de Domnul. Dacă atunci se duceau în război, cu ce se alegeau? Cu înfrângeri. Războiul îți slăbește și puterea economică. Și cine știe cum s-ar mai fi refăcut ei? De aceea este atât de important în lucrarea Domnului să ascultăm de Domnul. Fiindcă au ascultat chiar ceea ce era contrar voinței lor și a însemnat pentru ei o smerenie, Domnul le-a dat izbândă, le-a dat progres. Și-au zidit atâtea cetăți și dintr-o dată au prins putere. La fel se poate după ruperea orei bisericii, să zicem. Dacă unii îl ascultă pe Dumnezeu, ei pot să se dezvolte. În acea biserică să se ridice bărbați, cum am dat exemplu cu cetățile, să se ridice familii sănătoase, să progreseze. Fiindcă au fost credincioși și au stat în jurul Ierusalim, în jurul cuvântului Domnului și i-au slujit, Dumnezeu le-a dat progres. Și este o minune dezvoltarea unora în plan spiritual. Cum? Dintr-o dată cresc. Dumnezeu este Cel care face pe neamuri să crească și le restrânge numărul. Dar cu atât mai mult se implică la poporul Său. În Noul Testament, vreau să folosim exemple din Faptele Apostolilor în capitolul 4. Imaginați-vă ce șanse aveau apostolii rămași să dezvolte o așa mișcare, cum a luat amploare biserica. Și să poată ei face față administrării la așa număr de oameni. 4:32. Mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Dumnezeu a dat binecuvântarea acelei mișcări. Așa a fost la Ierusalim. Apoi, întoarceți la 2 Cronici 11. După ce le-a întărit, citește 11, a pus în ele capitan și magazii de bucate, de unde lemn și vin, a pus în fiecare din aceste cetăți scuturi și sulițe și le-a făcut foarte tare. Beniamin și Iuda erau a lui.
preoții și leviții care se aflau în tot Israelul, în celelalte seminții, și-au părăsit locuințele și s-au dus la el, s-au mutat în cele două. Căci Ieroboam și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoți ai Domnului. Versul 16. Aceia din toate semințiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeu lui Israel, au urmat pe leviți la Ierusalim ca să jertfească Domnului Dumnezeu părinților lor. Ei au dat astfel tărie. Și tema noastră asta este. A fi slab sau a fi tare. Au venit oameni din cealaltă seminții și le-au conferit tărie. Au venit leviți, au venit preoți, au venit oameni din cealaltă seminții. În părăție lui Iuda și-au întărit pe Ieroboam, fiul lui Solomon, timp de 3 ani, căci 3 ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon. Slujitorii adevărați au venit la el și într-o biserică valoarea este în mare parte dată de oameni de slujbă care ai acolo. Vreau să folosim din nou exemplu din Faptele Apostolilor. De data aceasta citesc din Fapte 13. Biserica din Antiohia. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, Luciu, Manaem, Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Acea biserică a crescut oameni de valoare, atât pentru comunitatea locală, cât și pentru misiunea din întreg imperiu. Cum a ajuns la așa valoare comunitatea din Antiohia? Cum a crescut și cum s-a întărit? Că asta ne-ar interesa și pe noi. Cum poate o biserică să prindă putere, să aibă oameni de valoare și nu să facă concurență cu altă biserică, dar să putem face lucrarea Domnului cu toată puterea, cu toată tăria, să nu duce în lipsă de niciun fel de dar și să putem să ne desfășurăm în plinătatea care Domnul o vrea. Să citim din capitolul 11, deci din Fapte, de la versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. În prim aspect, ceilalți au vorbit numai pentru iudei, ei au vorbit și pentru neamuri. O biserică, pentru ca să prindă valoare, trebuie să aibă cuvânt pentru diferite categorii sociale. Să nu se adreseze numai la unii, să se adreseze la cât mai mulți, spectrul să fie cât mai larg. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim. S-a dat de știre că în Antiohia este deja o biserică mare. Și bisericile mari, puternice, au un efect și asupra celor mici din jur. În timp, Domnul dă valoare celor care sunt credincioși. Au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor le s-a dat numele de creștin în Antiohia. Le-au trimis întărituri și chiar Barnaba, ca un om înțelept și plin de Duhul Sfânt, a adus el oameni din care a văzut sau prin care a înțeles din partea Domnului că Domnul va lucra în viitor. Și astfel s-a format acea comunitate puternică. Revenind la 2 Cronici 11, mai observăm încă un aspect al tăriei din acel moment în seminția lui Iuda. Aici, de la versetul 18 la 23, este vorba de familia lui Roboam. Eu citesc doar de la versetul 22. Roboam a dat cel din tâi locul lui Abia, fiul Machei, și l-a pus căpetene peste frații lui, că-și voia să-l facă împărat. El a lucrat cu minte, împrăștind pe toți fiii săi în toate ținuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetățile întărite. Le-a dat de mâncare, din belșug și le-a căutat o mulțime de neveste. Familia lui a prins putere. Rețineți așadar, chiar dacă unii sunt slabi, bancă sunt cazuri în Vechiul Testament când cel mai mic
din toată casa. Cel mai slab din toată împărăția. A ajuns cel mai tare, a ajuns primul, a ajuns împărat. La fel, din cele două seminții rămase plăpânde. Imaginați-vă că tot din 12 frați ar rămânea numai câte doi. Ce săraci și singuri s-ar vedea ceilalți. Dar în credincioșie, aproape de Domnul, în legătură cu templu, dintr-o dată au prins putere și s-au dezvoltat în 3 ani, poate cât alții în 10 de ani. S-au dezvoltat familii puternice, slujitori de valoare și țara a avut binecuvântare. Cu alte cuvinte, cred că în acei 3 ani, Roboam a învățat să fie bun, a înțeles sfatul bătrânilor. Credeți că i-a bătut cu bice și cu scorpioane pe aia care veneau din celelalte 10 seminții? Nu veneau ei la bice și la scorpioane. Atunci a dat el seama cum ar trebui să fie. Să fie bun. Și în Vechiul Testament și acum. N-a însemnat și nu înseamnă să-i lasă să facă ce vor. La școală, acela e profesor bun care lasă să facă ce vor. Dacă lasă să facă ce vor, nici nu mai vin la școală. Până la urmă, vor spune să le comunice media prin telefon. Nu acela e părinte bun care îi lasă să facă ce vor, ci este bun acela care îngrijește ca o mamă de ei, să aibă cele necesare, dar să vegheze asupra lor. Cred că Roboam le-a vorbit așa cum l-au sfătuit bătrânii, cu înțelepciune, i-a îndatorat. Nu forța a fost metoda prin care să lucreze. Nu în forță vom putea să formăm o biserică tare, puternică, binecuvântată. Progresul este dat de o stare de împlinire, de bucurie. Progresul este dat de o lucrare care se efectuează în dragoste. Cum s-a format Domnul Iisus biserica? În forță? Sub teroarea iadului? Nu. A murit pentru ei și i-a îndatorat. I-a iubit. Și apoi ei se încadrează și intră în trupul său, în organizația sa sfântă, în biserică. Haideți să învățăm din aceste principii biblice. Să știm cum să ne comportăm ca oamenii să fie alipiți de noi. Oamenii să aibă progres și binecuvântare. Și cei care nu pot să slujească Domnului în condiții bune în altă parte, să se poată muta acolo unde pot să slujească. Să privim și la fiul lui, la Abia. Există o curiozitate biblică, dacă vreți, unii o vor lua-o ca o inadvertență, ca o nepotrivire. În textul din Împărați, Abiam este numit totalmente rău. În textul de Cronici este prezentat în faza bună. Eu cred că cele două cărți din Biblie se împletesc și acest Abia, ca și tatăl său, a avut o vreme bună când a progresat și s-a întărit și a avut o vreme slabă când a mers spre slăbire. În 2 Cronici 13, citim versetele 4 și 5. De pe vârful muntelui Tsemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s-a sculat și a zis: Ascultă-mă, Ieroboame și tot Izraelul. Armatele erau pe front, de o parte și de alta. Nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeu lui Izrael a dat pe vecie domnia peste Izraelul lui David și firul lui printr-un legământ care nu se poate călca? Și 12, partea a doua. Copiii lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeu părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Ieroboam i-a luat pe dinapoi cu ajutorul unor oameni puși la pândă, așa că oștile lui erau în fața lui Iuda, iar cei ce stăteau la pândă erau înapoi a lor, i-au înconjurat. Și știți câți erau? Mai mulți decât iudeii. Aici Ieroboam a încercat să facă și a vrut inițial să facă Roboam. Inițial cele două seminții au vrut să cucerească cu forța pe cele 10 și aici cele 10 au vrut să facă război, să subjuge pe cealaltă două. N-au putut. De aceea, când alții vor încerca în forță să o primeze, să subjuge, să anuleze lucrarea dintr-o biserică, nu pot să o împiedice. Că Domnul va da izbândă acelor oameni. În versetul 3 scrie așa: Abia a început lupta cu oase de războinici viteși, 400.000 de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu 800.000 de oameni aleși, războinici viteși. Deci tot doi contra la unu. Cei puțin buni i-au biruit pe cei mulți răi. Dar dacă undeva sunt mulți buni și puțin răi, ce izbândă va fi?
chiar cei puțin buni îi înving pe cei mulți răi, căci cei care sunt cu Dumnezeu sunt majoritari, ca și în cazul lui Elisei. Ce i-a zis slujitorului? Fă-l, Doamne, să vadă că și cu noi sunt mai mulți. Însă Ieroboam nu a vrut să înțeleagă, n-a primit sesizarea, nici mustrarea și a pornit lupta. Haideți să privim la desnodământul luptei. Deși erau înconjurați evrei din toate părțile și sunt situații când unii nu mai văd nicio șansă. Însă nu uitați, oamenii, chiar dacă ne înconjoară și pe o parte și pe alta, cel care decide și care dă tonul biruinței este Domnul. Îmi vine în minte o situație pe care am citit-o undeva despre o biserică care era pe punctul să-și piardă localul în care se aduna datorită imposibilității financiare în a-l cumpăra. Proprietarul a dispus vânzarea la licitație și a sosit ziua respectivă, frații n-au avut nicio sursă, nicio șansă și licitația s-a ținut undeva pe un teren liber în apropierea unei căi ferate. Și spre surprinderea licitatorilor și a celor prezenți, un tren s-a defectat și a oprit în dreptul lor. Și anunțându-se că reparația durează, oamenii au coborât. Frații speraseră să nu fie nimeni și s-au interesat ei în plan local, ori ar fi cineva să cumpere. Poate rămâne necumpărată și până la urmă ne-o vinde nouă, s-o plătim în rate. Dar unul din călătorii din tren a oferit un preț peste ceilalți și a cumpărat-o. S-au uitat frații triști, ăsta cine știe de unde mai fi cu ăsta, nu ne putem înțelege nici așa. Dar după ce licitația s-a încheiat, el s-a dus întrebând care este conducerea bisericii și le-a donat-o. Că Dumnezeu, repet, dă biruința, numele Lui fie slăvit. Îndeși înconjurați pe toate părțile, citeți la versetul 14, cei din Iuda, întorcându-se, au văzut că au de luptat înainte și înapoi. Au strigat către Domnul și preoții au sunat din trâmbițe. Oamenii lui Iuda au scos un strigăt de război și la strigătul de război a oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. Abia și poporul lui le-au pricinuit o mare înfrângere. Și 500 de mii de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel, o jumătate de milion de morți. Copiii lui Israel au fost meriți în vremea aceea și copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Abia a urmărit pe Ieroboam și a luat cetăți, Betelul, Efronul. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Dar Abia a ajuns puternic. Iată așadar, din nou aici, cum Dumnezeu a sprijinit pe cei puțini și a făcut stăpân peste cei mari și i-a ajutat. A fost aceeași imagine ca și în Noul Testament și mai citesc încă o dată din Faptele Apostolilor. Să urmărim imaginea lor. După ce în capitolul 4 i-au adunat conducerea religioasă de atunci și le-au spus, citesc versetul 21, i-au amenințat din nou și au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească, din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Și întorc o foaie și scrie din capitolul 5, versetul 33. Când au auzit aceste vorbe, tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Și gândiți-vă, dacă îi omora pe apostoli, în ce lipsă rămânea biserica din Ierusalim fără ei? Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare, în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostol. Dumnezeu s-a folosit de el. Apoi le-a zis, bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Și le spune, citesc doar de la 38. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici și să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu l-a bătut nimeni niciodată. Închei cel de-al doilea punct aici. Deci, atât Roboam cât și Abia, câtă vreme au fost credincioși, au progresat într-un mod cu totul deosebit. Și aceasta e voia Domnului. Și reluând cele două puncte, a fi slab sau a fi tare. Cum va fi biserica? Cum va fi familia ta? Cum vei fi tu? Slab sau tare? Nu contează de unde pleci, contează cum vei acționa. Poți să fii slab și să ajungi tare. Și poți să fii tare și să ajungi pe nicăieri. Depinde ce vei face.
tu singur îți vei semna contractul pentru viitor. Vei fi tare sau slab? Deschideți din nou la 2 Cronici 11. Cele două prorocii scurte a lui Șemaia, 11 cu 3 și 4. Vorbește lui Roboam, a zis Domnul, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin și spune-le, așa vorbește Domnul, fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Apoi pe pagina din dreapta, 12 de la versetul 5, atunci din nou prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la căpetenii lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim, la apropierea lui Șișac și le-a zis, așa vorbește Domnul, voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Șișac. Dumnezeu le-a explicat motivele slăbirilor. Fiindcă Solomon la bătrânețe s-a îndepărtat de Domnul, acum îi rup împărăția. Dar după 5 ani a venit din nou și le-a zis, vă întrebați de ce a slăbit? A părăsit legea Domnului. Roboam nu a știut de disciplină spirituală. Versetul 13. El a făcut lucruri rele pentru că nu și-a pus inima să caute pe Domnul. Și vom vedea la alți împărați în viitor, câte vreme au căutat pe Domnul, au mers înainte. Roboam n-a știut de disciplină spirituală, n-a știut să întrebe pe Domnul, n-a știut să rămână credincios și lipsa de disciplină spirituală îți aduce cădere. Cum se poate să fii tare? 12:6. Căpetenii lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. 8. Domnul le zice, dar îi vor fi supuși și vor ști ce înseamnă să-mi slujească mie sau să slujească împăraților altor țări. Dacă slujești lui Dumnezeu, ajungi tare. Citesc și 12. Pentru că Roboam se smerise, Domnul și-a bătut mânia de la el și nu l-a nimicit de tot. Și tot mai era ceva bun în Iuda. Împăratul Roboam s-a întărit în Ierusalim și a domnit. Iarăși s-a refăcut. Poți să ajungi tare dacă te recunoști. Socotești că Domnul e drept pentru starea ta și în continuare îi slujești. Nu se poate clădi pe gunoaie. Dacă nu recunoști cine ești, nu te smerești întâi ca să sap fundația, nu vei deveni tare. Ai greșit și dintr-o dată vrei să mergi mai departe. Nu se poate. Trebuie să te oprești, să te smerești, să-ți primești pediapsa și mai departe, în măsura în care Domnul îți dă harul, vei crește din nou, vei avansa. Dumnezeu să ne întărească din zi în zi. Așa cum spune în Noul Testament, Efeseni 6:10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Slăvit să fie El. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.